Da, deci să vedem la algebra, da? Da. Să aflăm x minus y. Deci x minus y. Știind că x este egal cu minus a minus minus b. X egal cu minus a minus minus b. Da. Și y. Stați, plus, minus minus c. Minus minus c. Da. Și y-ul este egal cu minus a minus plus b. Minus plus b, așa. Scris, da. Da. Minus minus c. Minus minus c. A este egal cu? Nu, x egal. Continuă la x. X egal cu. Trebuie să-l vezi. A, îți dă valoarea lui a? Da. A egal cu. Te rog. Minus 1,34. Minus 1,34. Fără perioade. Mă da. Da. 1,34. Minus minus 2,88. 82. B-ul? Nu, a. Tot au. E un calcul și nu trebuie să mă minus? 2,82. 82, da. Minus, minus 1,285. Minus? Minus 1,285. B-ul este, îl rezolvăm pe așa, dar facem da. Pe B egal cu? B este egal cu 0,123. 0,123. Minus, minus. Minus 120, deci în față la 0,102 scrie, puneți minus. Bun, minus 0,123. Mai sus, minus 1,34. Minus. Minus, minus 2,82. Deci, minus, minus, minus. Da. A, așa. Așa. Minus, minus 0,326. Da. Minus plus 0,264. 264. Și C da. Este egal cu minus 0,165 da. Minus plus stați, da. Dar nu e minus minus plus. Nu, profesor, aici da. Se poate de ori minus minus. Îmi arată stați, aici. Aici. Da. Arată minus și ce e minus? Acel minus ah, e dincolo, cum se ducem, știți bine când se scrie. Da. Deci autorul spune că se continuă. Ah. Da. Plus, deci minus da. E bine așa. Plus da. 2,425 da. Minus minus 3,128 128 minus 0, minus plus. Minus 0, virgulă. Deci minus plus. Așa. 0, 1,148. 148. Asta se da? Da. X trebuie să-l aducem la O. Deci X minus Y cu cine este egal? Să lucrăm de X minus Y. Egal mai departe cu cine? Să vedem ce formă este singur X minus Y. A, am înțeles, am înțeles. Minus A plus B. Așa, da, minus A plus B. Plus C. Plus C, bun. Minus, minus A, A da. Minus plus B. Minus A, minus B. Că e minusul din față cu da. Plus, deci minus. Plus C. Plus C. Asta este A și X-ul și Y-ul. Da. Și acum să lucrăm la A. 1,34 plus 2,82 plus 2,82 plus 1,285 1,285 mă gândesc să le adun pe 2,9 așa 2,85 da, pentru că mi-a ușor hai repede 2 minus 1 întâi să le adun cât fac 2, da, e minus 1 0,34 plus 4,005. Așa vine 4, deci 4,005. 4,105. O secundă. Deci ai zis așa, 5-ul rămâne la da. Minim, 8 cu și 2. Cu 2, 10, 0, 2, 1.
3 și cu 80. 8. Trebuia să spunem 8 și cu 8 am fost atezăți, 8 și cu 2 am zis 10, bine, da. 2 și cu 8, 10 și cu 1 dinainte, 11, și 2 cu 1, 3 și 4, 4,105, da? Și cât faci aici? Dau cu 400,105 deci, minus 1. Așa, 4,105 minus 1,34 și 5 la mine, 0 minus 4, 6. 6, da. 7. Da. 2. 2,765. Da. Deci 2,765 este AU, da? Da. 2,765. La B se lucra. 0,123 plus 0,264 corect. Vom adna. Deci 0,326 să scriem, da? Da. 0,326 minus 0, a, da. Deci pe 326, ăștia da, doi cu minus se adună. Da. La scris ca la cu plus, minus 0,3 cu 4, 7. La sutimi, 2 cu 6, 8. Și la zecimi, 1 cu 2, 3. 0,387. Și va da minus... Egal cu minus... 0,671, nu? Da. 2 din 8, 6 la sutimi. Da. La 0 la 10 și 0. 0,061. Și acum să lucrăm și aici, egal cu? Ce este egal cu 0,165 minus 2,425, da. Plus 3,128. Da. Egal cu? Minus 2. Deci mai întâi să vedem, aici cu plus se adună, da? Și pe urmă minus și ăștia doi cu minus la sfârșit. Primul cu minus? Da. Eu am greșit. Foarte bine că e... Deci minus. Cu alte cuvinte, avem un singur cu plus, 3,128 și minus, hai să vedem la 1.008 și cu 5 vorbește. 8 și cu 5, 2. 3, și cu ăsta de 10 și cu 8, 18. Da. Da? 8. 8 și 1. 4, 4 aceeași cu 2, 6. 4, 4 și cu 2, 6. De 5 cu 2. 4, ai zis, deci de tușa, și cu 2, da. 6, și cu 6, 12, și cu 1. 12 și cu 13. 13, 3. 1. Da. 1 acela, și cu aici la 2, 3, 7. Și cu 4, 7. Și cu, nu, deci... aveam 1 de la penultima. Corect, 2. 2. 2. Și cu 4, și cu 1, 6, și cu 1, 7. Asta la? Da, și este 2, deci 2, da? Minus 2,738. Și la scădere... Ne va da 0. Dă cu plus, nu? Da. Așa, deci 0 la mie. 0. 3 din 12, 9. Și 7 din 10. 10, 3. 3. Și 0. 0,390 este cine? Ceu. Da.
Și de dată ce știm pe A, B și C, ce facem? Da. Deci avem aici A, B și C. Egal cu? Egal mai departe, cu minus A. 2,7. Minus 2,765 plus B. Plus 0,061. Păi minus 0, păi e da, plus, da. Dar el fiind minus aici. Pe de acolo era minus. Deci minus A. Deci când noi când am construit la 0, minus, minus B. Păi minus, minus B, minus, minus B, au făcut plus B. Plus. Și l-am pus aici. Noi aici ne mutăm acum. Da? La forma asta. Și B-ul fiind găsit de noi minus 0,61, deci zice minus 0,061. Ai voie să mă contrazici, ne certăm. Deci, încă o dată, ce nu ți-e clar? Nu, că mă gândeam acolo că era deja minus, adică B-ul trebuia să fie cu minus. Stai, mă, dar noi eram calculat ce, m-am muncit aici. Pe ce nu calculam, cum rămâneam? Dacă nu calculam, în loc de B punem, în loc de B punem minus, și cu minusul acesta face plus, și minusul din față rămâne minus. Nu-ți trebuie din minus în condițiile astea? Da. Dar ce rost are să mai ne uităm aici? Că am muncit aici. Da? Minus, minus, am făcut treaba asta. Încă o dată, insist. Minus B, cum B-ul a fost minus 0,61, face plus B și rămâne minusul ăsta din față. Da? Este același lucru, da. Dacă noi am lăsat forma mai simplă, aici ne uităm. Deci minus 0. Și plus ce? 0,390. Plus 0,390. Egal aici cu? 2,7. Minus A. Minus 2, virgulă. Că e minus A aici, văd. Dar noi nu suntem la X? A, dar eu am vrut să înlocuiesc și la Y. Tu vrei să finalizăm aici, da? Corect. Egal, egal. Merg, 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 corect ce scrie. 2,04. 2,704. 2,704. Da. Și cât faci acolo? Când se vedea calculul. Deci 0,390 să scriu. 0,390. Eu m-am gândit să fac, că era mai ușor, 2,765 minus 0,061 și îmi dădea 2, virgulă. Dar acolo de ce a scris? Dar s-a mutat cu minus, mă. Da, 2. Deci cu plus înseamnă 0,390. 7, mă? Deci l-am scris pe cel cu plus 0,390. Și acum, pe ăștia doi adunăm. Minus. Minus. 6 la min. 6. 6 și 6, 2. 13. 8. 8. Și la întregi? 2. Și acum, vedem cât ne dă. 0,390. Deci 6 din 10, 4. Da. 2 din 8. 2 din 8. Da? Din 8, nu? E bine. Da. 2 din 8. Hai. 2 din 8. 6. 6. Și 8. Și 8 minus. E posibil să facem scădere așa? Dar eu nu am făcut așa. Nu. Am făcut invers. Minus 2,2. Ți-am zis, trebuie să fie. Dar că nu eram, nu. Păi. Nu știam cum să vă răspund. Păi cum? Spune din clar, domnule, și avem 0 întregi și 2 întregi. Din cel mai mare pe cel mai mic. Deci. 6. Deci 6. 9 din 12, 3. 3. 3 din... 3 din... 8. Nu din 8, că ne-am vrut... Am luat din 7. 4. Virgulă. Și 2, da? Da. Minus 2,436. Minus 2,436 este X-ul. La Y să muncim acum. Este minus A. Da. Minus 2,765. Minus 2,765. Minus B. Minus, then, minus, minus, plus. Deci plus 0,061. Plus, plus. Deci plus aici, da. Și plus, plus ce? Ce? Plus 0,390. 0,390. Adică, 0,061. Deci minus 2,5, copiem, da?
minus 2,765 și acum 1 la mii cu, deci plus 1 la mii 6 și 9, 15, 5 la sutim, 4 și 0,461. Și ia să vedem cât obținem. Asta a fost x-ul. Și acum avem y-ul. Descădem 4 la minim. 1. 6. Deci 4, 1, corect. 3. Și 2. Cu minus, da? Da. Minus 2,314. Și am trebuit să aflăm x minus y. Și mă întorc la x minus y este egal cu minus 2,436 minus 2,314, adică era 314. Minus 4. Am înțeles cu minus, nu? Minus 4. Dar să nu spui că y este minus de așa. Da. Și fiind un minus în față, vine plus. A, așa. Da? Corect. Atunci, 2. Deci, care e mai mare dintre ăștia doi? Minus 1. Ăsta de aici e valoarea absolută, da? Și scădem acum. 0,122. Deci, 122. Da. E bine? 0,122. 0, virgul cu minus. Da. Minus 0,122. Asta este x minus y. Minus 0,122. Hai să vedem ce a avut autorul aici. Hai să înțelegem un pic care a fost. Dacă știm semnul algebrei și dacă suntem atenți. Deci, asta vreau să vadă. Dacă știm semnul algebrei și dacă suntem atenți. Două lucruri. Da? Aici, ideea era să aducem pe x la forma asta, da. Ca să nu luăm așa în forma aceea de la început. La fel să-l calculăm pe a concret, pe b și pe c. Era corect și așa, doar că... Sigur că ar fi fost, dar înțelegem bine că n-avea rost să ne mai uităm în urmă, da. Ca să ne încurcăm cu minus și până nu știu ce. Ce aici am adus la forma asta și acum cu A-ul știut, B-ul știut și C-ul știut, n-avem decât să calculăm pe X să vedem exact care este rezultatul. Y să vedem rezultatul și plus facem X minus Y. Da. Deci asta a fost esența. Și mai am la fel, numai alte... Sunt alte numere, acolo este aceeași chestie. Înseamnă că acum înțeles, că am văzut că îți iei limpede, numai trebuie să fii atent și să vezi rezultatul, să ajungi la rezultat corect. Cu o mică greșeală făcut undeva, te scoate din mână. Deci, dacă... Ia să vedem numai. Ia să vedem numai. 13, 14 14 și 15 sunt numai calcule. Da. Deci nu văd ceva care să ne pune la încercare. Da? Dacă vrei, uite, iau de la 14, 1 la întâmplare, care mi se pare mie un pic, și tu îl conduci rapid, da? Uite. H-ul să-l facem, care zice așa, calculați minus 0,8 în perioadă, înmulțit cu 3,16 în perioadă. La același mic. Sigur că da. Hai, la același mic. Ai vrut să spui altceva. Ce am spune acum ce ai vrut să spui. În fracție ordinare. Așa sunt fracții decimale periodice. Da. Simple și respectiv mixte, atunci zicem egal mai departe cu cine? Minus 8 pe 9. Minus 8 pe 9 ori? Ori 90.
316 minus 31 supra 90. 316 minus 31 supra 90. Și egal cu... Înainte a face mulțiri, să încercăm și niște scăderi și simplificări. 8 cu 10, 90 aici printr-un 2, 4 da. Și respectiv aici cât în rămâne? 45. Și atunci vine 4 ori. Dar nu are cum să fie 4 și 45. De ce? Că ar da mai mult. 90 împărțit la fac 45? A, ba da, ba da. Nu știu ce am mai gândit altceva. Nu, pare bine. Deci 4 pe 9, minus 4 pe 9, așa este, da? Da. Ori, 316 minus 31? 295. Deci vine 5, 200, ai zis 95, da. Pe 45, da? Da, simplifică prin 5. Printr-un 5, aici vine 5, 9, 9 și aici? 8. 9. 59 cu 9 nu mai merge, mai simplificăm. 4 pe 9 rămâne așa. Da, și tot facem mulțime. Minus 4, fost 59, nor 91, 4, 9, 3, 6, 6, 3, 4, 5, 23. Minus 231. Deci, e calcul simplu, fără să ne batem calcul, da? Da. Mergem mai departe. Să vedem altceva care să fie mai interesant. Deci, există numărul 14, am văzut acum 15. Hai să luăm unul aici, uite, pe F. Ca și pe 15, văd, da? Da. Minus 0,2 ori minus 4,15 plus 5,25. Deci, minus în paranteza asta pusă, ori minus 0,85 0,85 plus 0,65 egal cu 0,2 ori minus 0,2, nu cu semnul său, da. Minus 0,2 ori 0, facem scăderea de aici. 10 vine, nu? Da. La, din 25 scăzut 15 și 10. Deci e cu plus. Așa este, da? Da. Numai cu plusul că se sumățelege. Iar la întregi 4, 5 minus 4, 1. 1,10. 1,1. Corect. Da. Că ai spune 1,10 e deprisos 0 acela. Poți să pui 1,100. Dar nu are rost. Nu are rost. Minus așa. Ori. Ori. Nici minus paranteza minus nu se mai justifică acum. Da. Ori, ori. Minus 0,20. Minus 0,20. Da. Minus. Ori. Minus. Aici neapărat pune. Minus 0, ai zis 20. Da. Minus 0,2. Da. Da. 2 supra 10. Dacă vrei, așa, dar știi bine că noi putem să mulțim și ei. Ca semn, ce semn am aici? Minus. 2 din minus la mulțire fac plus. Plus. Și atât rămâne, da? Deci egal cu plusul, nu mai punem. Și putem să mulțim 0,2, așa. Da. Nu sub formă de fracție, nici nu sub formă de fracție. Da. 0,2 ori 1,1, care face cât? 1 ori 2, 2. 0, are loc să-l mai spune, 1 ori 2, 2 și face 2, 2, 1, 2, 1, 2, 0,22. Deci 0,22 este asta, dar mai trebuie mulțit. 0,22 mulțit cu 0,2, da? 2 ori 2, 4, 2 ori 2, 4 și acum avem câte zecimale? 1, 2, 3, 1, 2, 3 și 0, da. 0,44. Da. Deci trebuie așa făcut. Da, putem să facem... Deci rezultatul de aici este egal cu 0,044. Da. Dacă vrei sub formă de fracție, cum ai dorit tu, cum ar veni aici? Minus 1 pe
2 pe 10, adică ori 1 pe 5. Deci 1 pe 5 ori 11 pe 10. 11 pe 10 ori 1 pe 5. Ori minus 1 pe 5. Minus 1 pe 5. Ori, dar noi am zis ori minus 1 pe 5, deci și punem plus, da? Da. Adică 1 pe 5 la pătrat, zicem aici, repede. Că știm noi, da, să scrim așa. Și facem 1 supra 25 ori 11 pe 10. Face 11 supra 250. Adică ar face aici egal mai departe. Facem împărțirea asta, 11 împărțit la 250. Care a dat 0,044. Da. Trebuie să dea 0,044, dacă am lucrat corect. Și cred că am lucrat corect. Da? Deci este bun și pe culoarea asta. Aici mai ai șansa să mai faci simplificări la fracții, da. Dar în final tot acolo ajungem. Asta am vrut să spunem. Am sentimentul că ți-a fost mai ușor să scrii așa. Da. Decât cum mergi decimale. Că acolo decimale, câte decimale. Dar eu am făcut-o special pe partea asta, ca să vezi și varianta asta cu decimale, cu lucrurile mai ușor cu fracție. Da. Am trecut așa, luând câte un exercițiu, dar acum e limpede că sunt niște exerciții la care, repet, să fim atenți și să facem calcul efectiv. N-am să mă opresc la fiecare chestie de asta, că nu asta e... Să încerc așa ceva mai interesant acum, da? Să zicem așa. Arătați că numărul A este pătratul unui număr natural. Dar cine este A? Să vedem. Deci arătați că numărul A egal cu 2 plus 4 plus 6 plus mai departe, plus puncte, puncte. Deci 2 plus 4 plus 6 plus puncte, puncte, plus 4022 ori 1 pe 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 3 ori 2 ori 3, pardon, 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4 plus așa mai departe plus puncte, puncte, plus 1 supra 2011 minus 2000, nu, ori 2012, să arătăm că acest număr, la sfârșit când îl calculăm și muncim, este ceva la pătrat. E pătratul unui număr. Deci să arătăm că acesta e pătratul unui număr. Cum să facem calculul ăsta? Nu, am sărit din tipare. Acolo erau niște calcule obișnuite. Aici trebuie să vedem o vreo idee. Da. Dă-mi o idee ca să mă apuc de lucru. 2 plus 4 plus 6. Da. Dacă ar fi fost toate numele adunate, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, fost 422 numere. Da, dar cum faci suma asta? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus puncte, puncte plus... 422. Deci, dacă ar fi fost așa. Deci, cum ai făcut? 422. Ar fost... Sumă Gauss. Sumă Gauss, sigur că... 4023 ori 4022. Deci, dacă ar fi fost toate numele adunate. Da. Dar aici nu le-ai pe toate adunate. Eu sunt fac la 2, suma cealaltă. Deci, concret, ai putea să scoți un factor comun pe 2 mai. Da. Deci, hai să notăm sumă, prima sumă pe care avem. 2 plus 4 plus 6 plus 8 și mai departe plus 4022 este egal cu. Fiindcă tu crezi că asta nu s-ar putea calcula, dar să știi că este tot o sumă Gauss. Da. Să merg pe ideea aceea că dacă ar fi fost toți termenii pe care tu o știi să o faci și atunci vezi că toate numele sunt pare, da? Păi eu să scopi de un factor comun să fie 2 pe lângă 1 plus 2 plus 3 plus 4. Deci 2 pe lângă 1 plus 2 plus 3 plus
4, nu? 4 da. Numere. Plus puncte, puncte, în sfârșitul ultimul va fi cât? 2011. E, asta e calculabilă, nu? O știi da. Foarte bine, tu aici nu ai nicio pic de emoții. De ce calcul 2? E mulțit cu... 2 e mulțit cu 2012 ori 2011. Primul plus ultimul, să vadă toată lumea, da. Primul plus 2011. Ori câte sunt ele? Ori sunt 2011? Supra 2. Supra 2. 2 cu 2 se simplifică. Da. Și fapt, rezultatul este 2011 ori 2011 ori 2012. Dar de ce mi-a zis eu tot 2011? 2011 ori 2012. Așa este. 2011 ori 2011. Deci egal cu 2011 ori 2012. Da. 2011. Asta este rezultatul de la mulțirea asta. Dar calcul sumeș este. Nu mulțim acolo, nu-i interesează să mulțim. Important este că am ajuns la așa ceva. Dar dacă ai fi calculat așa direct, primul plus ultimul, că tot termeni sunt tot din relația aceea caos. De ce? Pentru că ei sar exact din aproape în aproape peste 2, peste 2, peste 2. Deci dacă ar fi fost așa, 2 plus 7 plus 8 plus 9, nu mai este sumă caos. Pentru că nu s-ar na... Deci nu are aceeași distanță între ei, deci nu are aceeași rații, să zicem, într-un limbaj matematic. Nu cresc cu același număr. Cresc cu un diferit. Da? Aici cresc perfect, din 2 în 2. Toți da. Crescut din 2 în 2. Și atunci zici primul, 2, plus ultimul, 4022, ori cât sunt ei? 4 ori 2011. Știi cum făceam noi? Scădeam din ăsta pe ăsta și împărțeam la cât s-a ei, din cât în cât s-a, 2. Plus 1. Deci facem așa, ca să ne amintim, pentru toți prietenii noștri, 4022 minus 2 supra. Da? Deci din ca să aflăm ce vreau să aflu eu acum, să aflu câți termeni sunt. Da? Numărul de termeni. Numărul de termeni. Din ăsta scădem pe ăsta. Da? Împărțim la... Doi. Din cât în cât sar ei. Da, e sar din 2 în 2. Deci... 2005. Ăsta minus ăsta. Împărțim la 2 plus 1. Plus 1 că... Dar la vrând pe primul, plus 1. Ia să vedem cât trebuie să ne dea. Noi aici am socotit că sunt 2011 termeni. Da. Ia să vedem dacă așa este. Deci scoatem un 2 în factor și face egal mai departe. 2000. Sau ai spus tu bine, 2020 pe 2, 2010 și 1, 2011. Exact cât am spus noi aici. Oricâți termeni sunt. Da? Deci ne-am amintit și calculul direct, fără să, dacă tu nu ai, mă rog, nu observai că să scoți pe 2 în factor comun și să vezi suma, da. În care rația e 1 aici. Rația din aproape, aproape e 1. Este suma aceea din clasa a 5-a care, mă rog, e mare problemă acolo cu un caos, o găsit-o, am mai povestit noi. Se găsesc în filmele mele, nu, povestioarea aceea se găsește de fiecare dată. Da. Deci, încă o dată, calculul unei sume de acestea, în care termenii sunt obținuți din cel din față, adunând tot timpul aceeași cantitate, în iterații, da. Se face așa. Primul plus ultimul, oricât sunt ei, și aici e numărul, problema, numărul de termeni, da? Numărul de termeni, cum îl găsim? Supra 2 plus 1. Înseamnă că din ultimul scădem pe primul. Și... Și împărțim la rații. Dacă ar fi crescut din 3 în 3, spuneam supra 3 aici.